Iubiți credincioși, citesc un cuvânt din Luca, capitolul 16, de la versetul 19 la versetul 31, pagina din Biblie 1011. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, a murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus. A văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Cum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, Părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avrame a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, să spunem slăvit să fie Domnul. M-aș bucura dacă și copiii ar putea să fie liniștiți, dacă nu există mama și copilul, din ce am văzut. Ne rugăm Dumnezeu să le vorbească și lor, celor care pricep cât pricep. Iubiții mei, nu știu care e perspectiva dumneavoastră cu privire la moarte. Profit de faptul că băiatul meu, Lucas, doarme și sper să fie singurul care doarme la predică astăzi. Să vă spun că l-am întrebat undeva pe la ora 4 următoarea întrebare. Dacă ar fi treia, s-ar supăra să vă spun asta. Pentru aia am zis că profit. Și am zis, Lucas, dacă tata merge în cer, dacă tata moare, ce o să faci după ce tata moare? Și a spus, o să mă joc mai mult pe telefon. N-am știut ce să mai spun, am rămas blocat. Mi-am dat seama că, de fapt, sunt o piedică în calea jocurilor lui, că el are doar o oră pe săptămână și băiatul, fratele lui Ianis, la fel. Sper că nu și voi aveți aceeași perspectivă despre moarte, nu? Să plece tata, să-mi rămână casa. Să moară fratele meu, să rămână blocul din Cluj. Unii au o perspectivă asta. Să se ducă mama, să pot și eu să mă duc la discotecă cât vreau. Că parcă e o piedică în calea mea. Iubiții mei, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre dumneavoastră de aici va trebui să plecăm din viața asta. Și am observat ceva, că sunt trei locuri în lumea asta unde toți oamenii sunt egali. Și primul loc e biserica. Sângele lui Iisus Hristos ne face pe toți egali. N-am văzut nici la voi, nici la Deva să scrie pe vreo bancă, aici stau doctori în teologie, doar ei. Pe altă bancă să scrie, aici stau numai milionari. Nu, sângele Domnului ne face pe toți egali. Mai este un loc unde suntem egali. În spitale, în fața durerii, în acela salon. Stă și bogatul și săracul, și ăla cu 3 facultăți și ăla cu 2 clase. N-am văzut în viața mea pe cineva care să intre într-un salon de spital și să spună pe mine nu mă bagi în salon numai cu ea care știu engleză. Nu mă jignesc să mă bagi cu femeia de servici cumva. Nu. No. În fața durerii știți cum cad pretențiile. Dar ar fi bine să ne cadă pretențele cât timp suntem sănătoși. Și atunci vom înfrunta mai ușor durerea. Am observat oameni cu care nu poți vorbi cât timp au bani, sănătate,
conduc o mașină puternică, nu ai cum să vorbești cu ei. Dar vine Dumnezeu și apasă. Mai suntem egali, iubiții mei, la cimitir, în fața gropii. Suntem egali. N-am văzut că pe ăla care a fost cu nu știu ce relații, să zică, auzi, îi facem cimitir separat, nu-l băgăm la 2 metri, îl băgăm la 50. Îl băgăm așa pe lângă aur, îi băgăm și iPhone-ul în groapă și încărcătorul? Nu. Moartea ne face pe toți egali. Însă este un lucru despre care Pavel spunea că și-l dorește cu orice preț. Să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea din morți. Știți că acolo nu mai suntem egali. Iubiții mei, învierea face diferența. Dar nu între doctor și femeia de servici. Iertați-mi expresia sau comparația. Nu între informaticieni și profesori. Prima înviere face diferența între oamenii care au trăit cu Dumnezeu și oamenii care n-au trăit cu Dumnezeu. Mai spun ceva și intru în mesaj. Să nu credeți că bogații ajung în iad neapărat și săraci ajung în cer. Că dacă era așa, veneam la voi în șlap și în second hand, ca să credeți că sărac. Vreau să vă spun că bogații ajung în cer și săraci în iad. Pentru că cei mai bogați oameni pe care i-am cunoscut sunt ăia care îl au pe Dumnezeu. Și cei mai săraci sunt ăia care numai bani au, altceva nu. Numai relații, numai haine, numai pantofi, numai case frumoase, dar altceva nu mai au. Pentru aia se spune că atunci când unii mor, pleacă de acasă și alții când mor, pleacă acasă. Spunea Pavel ceva frumos. O zis Pavel, zice, aici stăm într-un cort și cortul se trece. Nu? Acum, noi mai tăpunem fond de tăm pe el și ies mai tăpunem nu știu cât e pe el. Apropo, cel mai bun fond de tăm pe care vi-l recomand și singurul, îi slava lui Dumnezeu. S-a dat Moise când a coborât de pe munte cu fond ăsta de ten, dar nu știa că îi strălucește față. Noi știm, noi stăm în fața oglinzii, numai că nu mai știu ce e de lângă noi, asta e problema. O zis Pavel, zice, cortul ăsta se trece, dar avem în cer la Domnul o casă care nu e făcută de mână omenească, ci este veșnică. Acum vreau să vă întreb, unde trimiteți mai multe materiale, în cort sau în casă? Acum, dacă stau într-un cort pe munte și am o vilă lângă și voi spuneți, bă, dar ce cort slab ai, eu nu mă supăr. Așa e că te superi că spune că ești grasă. Că ai riduri. Că nu-ți stă bine rochia sau costumul. Hai că te superi. Știi de ce te superi? Că încă pui preț pe cort. Că dacă ai fi început să pui preț pe casă, nu te-ai supăra. Că oricum trece cortul, nu? Și într-o zi îl părăsim. Iubiții mei, vreau să vorbesc în seara asta despre 5 greșeli pe care bogatul le-a făcut în timpul vieții și 5 greșeli pentru care a ajuns în iad. Repet, nu a ajuns în iad din cauza banilor. Obișnuiesc să spun că banii sunt neutri. Nu există bani sfinți, nici bani păcătoși. La fel cum cuțitul e neutru. Cuțitul din bucătărie, dacă ești un om mânios, dacă ești un bătăuș, dacă ești un om care te enervezi repede, face din tine un infractor în maxim 2 ani de zile. Și dacă ești un om care îți place bucătăria, s-ar putea să facă Masterchef din tine. Același cuțit. De ce nu închizi guvernanții cuțitele în pușcării și o închizi pe criminali? Că nu-i cuțitul de vină, ci omul. Tot ce avem noi e neutru, iubiții mei. Felul în care gestionăm lucrurile care le avem, bani, casă, aer, sănătate, timp și altele, contează sau depinde în funcție de caracterul care îl avem. Prima greșeală pe care bogatul a făcut-o și pentru care a ajuns în iad a fost faptul că a pus mai mare preț pe hainele trupului decât pe hainele sufletului. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Haine foarte scumpe în vremea aceea. Știi ce rău e să ai caracter ieftin și haine scumpe? Să ai costum de la Armani cu 2000 de euro și să trăiești în minciună. Atât de tragedie lucrul ăsta. Erau haine care greu făceai rost de ele în vremea aceea. Erau haine de top. Haine care se importau
cu greu, le găseai cu greu, dar și când le găseai și ieșai în oraș, toți te aplaudau. Unii te și invidiau. Toată viața asta vrut bogatul, să fie apreciat pentru ceea ce poartă, pentru ceea ce are. Sunt aici mulți tineri care nu v-ați căsătorit încă. Cei care v-ați căsătorit, nu mai aveți ce face. Dar cei care nu v-ați căsătorit, ascultați-mi un sfat. Nu mai puneți preț pe ceea ce are băiatul sau fata, ci puneți preț pe ceea ce este băiatul sau fata. Mașina care eu am, eu în parcare, pot să fac praf în 2 minute. Dacă nu sunt atent, într-un accident, am făcut-o praf. Caracterul pe care eu îl am, îl duc cu mine până în ziua morții mele. Și personalitatea mea mă însoțește dincolo. Sufletul și Duhul pleacă dincolo. De aceea valoarea ta nu-i dată de ceea ce ai, ci de ceea ce ești. Și dacă ești copilul Domnului, ești un om binecuvântat. Iubiții mei, trăim într-o astfel de lume în care pune preț pe ceea ce ai. Câte mii de euro e poșetă? Câte sute de mii de euro a fost mașină? Ce casă ai? Ce haine îmbraci? Însă vreau să vă spun că sunt haine care sunt mai importante decât ceea ce se vede la exterior. Și amintesc o haină albă, Eclesiastul, capitolul 9, cu 8. Am trecut astăzi pe lângă un magazin unde se făceau prezentări de rochii de mireasă. Și un bărbat cu lans la gât mă oprește. Domnul pastor, vă ascult pe TikTok. Am zis, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să nu uitați să fim mai aproape de cer. Că rochile de mireasă de aici sunt albe, dar trebuie să fim și noi îmbrăcați în haine albe. Amin? Mă uitam la rochile alea de mireasă și mă gândeam câte din fetele care o să le îmbrace mai sunt curate. Câte din fetele care le vor îmbrăca mai sunt curate. Iubiții mei, cea mai frumoasă haină care poți să o ai în lumea asta e haina albă. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Pentru aia noi în ziua botezului ne îmbrăcăm în alb. Nu că botezul ar schimba, că dacă intri cu țigări în apa botezului, tot cu țigări ieși. Dacă intri un om care înjură în apa botezului, când ieși tot înjurând ieși. Stai liniștit. Nu te schimbă botezul. Însă botezul este o dovadă publică a faptului că schimbarea a avut deja loc în privat. Haina aia albă simbolizează un pormoneu curat, o privire curată, o vorbire curată, o inimă curată. Matei 5:8. Ferite de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Eu nu vă întreb dacă sunteți ortodoxi, baptiști sau penticostali în seara asta. Eu vă întreb doar atâta. Aveți haina albă? Frate Cristi, dacă ai ști ce am eu acasă, ce costume, dar nu mă interesează lucrul ăsta. Dar nu contează lucrul ăsta. Cunosc și eu femeie undeva într-un județ din România care are acasă peste 50 de perechi de papuci, de pantofi. Ce stres e când ieși în oraș. Numai bine ai 2. Nu-i stres, nu intri în depresie. Nu? Că nu știu care să iau. Nu? Ce frumoasă e vorba aia. Mulțumiți-vă cu puțin, că puțin nu o să vă lipsească niciodată. Ce mai frumos, nu? Soțul are undeva la nu știu câte zeci de cămăși. Vă dați seama ce scandal e acolo. Că tu vrei aia cu buline vers, ea vrea pe aia albastră. Nu? Doamne, îmbracă-ne astăzi cu ceea ce are valoare. Frate Cristi, dar de ce e importantă haina albă a sufletului? Și de ce e importantă? Că în Apocalipsa Ioan a zis așa, am văzut o mare mulțime îmbrăcată, știți ce vor românii, în negru până la mormânt, că nu se vede dacă ești murdar pe negru. Și în alb după aceea. Asta vor românii. Cu diavolul până la groapă și când dă cu păstăsicriu, când te tămâiază, la locul cu verdeață și cu gazolină. Păi, dar n-ai cum, dar nu poți, nu? Uitați, cât timp omul trăiește, zice Domnul să-l, Dumnezeu să-l bată, să-l trăznească, numai probleme. Când moare, Domnul să-l ierte, zice. Dacă nu știu ce iertare înainte, după moarte, nu mai există. O altă haină care am găsit-o foarte de mare valoare și pe care bogatul nu a avut-o. Isaia, capitolul 61:10. Haina mântuirii. Haina mântuirii. O zis prorocul aici, mă bucur că m-am îmbrăcat cu hainele. Uitați, mă bucur în Domnul meu că a crescut bitcoinul. Nu. Că am vândut nu știu ce animal, am prins încă 10 milioane. Oh, aștia aici rămân toate.
Mă bucur, zice, că m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii. Ai haina mântuirii? Iubiții mei, mai întreb pe unii oameni, dacă mori în seara asta, unde mergi? Domnul pastor, Dumnezeu știe, habar n-am. Hai să-l întrebăm pe Pavel, dacă ar fi, când s-a apropiat de moarte, oare știa? Pune-mi, te rog, 2 Timotei 4:6. Există o perioadă când trebuie să ne pregătim în viață și există o perioadă când trebuie să fim gata. Pavel, ești gata? Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Am luptat să ajung în comitet. Nu. Am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum Dumnezeu știe, habar n-am. Așa au zis. Iubiții mei, uitați-vă că hainele, alergarea, viața care am avut-o până în ziua morții, determină speranța sau lipsa speranței din ziua morții. De acum așteaptă cu luna penticostală. Oh, ne-ar place noi, o să avem brand după ea, știi? La o simă înregistrat. Nu. Cu luna neprihănirii, e numai una, a neprihănirii. Pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Iubiții mei, cel care are haina mântuirii va avea și cununa neprihănirii. De aceea te rog astăzi să-ți rezolvi lucrurile care contează veșnic, nu doar cele pământești. M-am întâlnit cu cineva nu de mult, frate Cristi, după 12 ani de proces am pus mâna pe terenul care vroiam să pun mână. Nu m-a zâmbiat, nu m-a bucurie. Dar zic, loc în cer ți-ai făcut? Rost de el. Pământul, zice. Iubiții mei, am observat că la mormântări se pune o întrebare, mai ales la țară, cât pământ au avut, zice. Eu am altă întrebare, cât cer are, nu cât pământ au avut. Am mai observat ceva interesant la mormântări. De ce a murit? COVID? Diabet? Dar eu am o întrebare mai bună. De ce a trăit? Nu e mai bună întrebarea asta? Iubiții mei, nu contează că a murit de diabet, de cancer, că m-a călcat trenul. Că am murit în pat cu mâinile, contează cum am trăit, nu cum am murit. Aia contează. Nu contează cum mă duc în America, că mă duc pe iaht, că mă duc cu croaziera, că mă duc cu vaporul, cu barca, că mă duc cu SpaceX, că mă duc cu, eu știu, cu avionul, că mă duc cu Lufthansa. Contează dacă ajung acolo. Și mai contează ceva, dacă am viza. Ai haina mântuirii, viza pentru cer. Să știți că nu pe Oleg se cumpără vize pentru cer, pentru America, ci la ambasadă. Și ambasada pentru cer e biserica. Doamne, mai împarte hainele mântuirii astăzi. Amin. 2. Deci au ajuns bogat un iad care a fost o altă greșeală care au făcut-o, a pus mai mare preț pe râs decât pe plâns. Pe râs decât pe plâns. Auziți, în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Cam cum e o mamă cu 10 prunci, cam așa ducea viața, nu? Cam cum e un predicator care a plecat de acasă poate 6 zile din 7. Așa era și viața lui, nu? Nu. Cam cum e un păstor care are probleme cu inima, că le-a pus toate la inimă, unde să le pune? Cam cum e unul care e pe cărucior, și se roagă în fiecare zi cu lacrimi. Cam așa era viața lui, nu? Nu. Nu. În fiecare zi, funny videos. În fiecare zi să mai râdem, să ne mai batem joc de pocăieți, să mai facem mișto de aia care merg la evangelizare, să mai bazocorim o mamă care naște în loc să facă avort. Știu câte bajocuri au încasat soacră mea pentru 12 prunci și maică mea pentru 9. Știu. Să mai râdem de unii și de alții. Acum eu vă întreb, ce preferați? Râzând spre ea sau plângând spre cer? Nu trebuie să-mi răspundeți, că răspunsul e simplu. Iubiții mei, vă dau o veste bună. În iad nu există râs și în cer nu mai există lacrimi. E exact opusul de aici. E exact opusul. Cine a fost cu banchetele, cu chermezele, cu curvia, cu bătaia de joc?
cu pierderea vremii, cu râsul. Dincolo să fie exact invers. Și spune Pavel asta, nu uita că tu ți-ai luat ce era bun din perspectiva lumii. Ți-a plăcut distracția, ți-a plăcut banchetul, ți-a plăcut păcatul, ți-a plăcut viața asta lumească. Trăim într-o lume a glumelor, a distracției, a divertismentului. Însă vreau să vă spun că n-am văzut pe nimeni după partidele de râs să se pocăiască. Dar am văzut oameni care s-au prăbușit plângând și și-au schimbat viața. În Luca 7 vine o femeie la Iisus. Avea acasă un vas de alabastru cu mir. Vasul era făcut în China, dar nu era ieftin. Era făcut într-o regiune a Chinei și era foarte scump. Și gol era scump. Și femeia asta avea în el un mir care mirosea un parfum frumos. Știți ce putea să facă femeia asta? Să dea cu Chanel peste curvie. Că unii mai dau așa. Cu Dior peste înjurături. Nu a făcut așa. S-a uitat la parfumul ăla ani de zile și a zis, mă, zice, oamenii știu cine sunt. N-are rost să mă ascund acum. O, ce l-ar fi folosit să-i farisei și cărturarii parfumul ăsta dacă era la ei acasă? Nici nu le ajungea. Și femeia asta s-a uitat și a zis, ăsta țin pentru cineva care chiar merită. Și într-o zi pe strada vieții ei, a venit cel curat. A venit cel sfânt. A venit cel al cărei imagine bătea cu caracterul, a cărei vorbe bătea cu fapta. Și a zis, iau mirul ăsta și mă duc la el. Erau zeci de bărbați în casă. În vremea aceea nu stăteau femeile cu bărbații la masă. S-a făcut de toată rușinea femeia asta, a intrat acolo, o bajocorit-o aia, o judecat-o, unii au și îndrăznit să vorbească tare, dacă să vindea, dacă ar ști cine e asta. Nu a interesat-o. S-a prăbușit și nu m-au plâns. Fiți foarte atenți. Simon s-a cheltuit să vină Iisus în casa lui atunci. Probabil cumpărături, prieteni, masă. Și lui Simon nu-i spune Iisus că e mântuit. Să intre Iisus în casa ta și să nu spune că ești mântuit. Și să vină o străină, una de pe stradă, una pe care nu le dai doi bani. Și să lasă baltă de lacrimi pe jos. Și să zică Iisus la final, du-te, credința ta? Eu vreau să vă întreb, cum s-a văzut credința? Știți cum? Prin lacrimi. Iubiții mei, există ceva interesant la Dumnezeu. Nu l-atrage pe Dumnezeu tupeul, miștoul, bajocura, omul mândru, nu. Toate astea îl îndepărtează. Dar auziți Dumnezeu când văd pe cineva care se prăbușește și spune, eu sunt de vină. Vin din cer și mă cobor lângă omul zdrobit și smerit. Eram undeva în județul Timiș și la finalul predicii mă îndreptam să ies. Au plecat aproape toți. Și un tânăr plângea, tot era lacrimi pe haine și pe față. Și am zis, de ce plângi? Că alții au plecat acasă și au zis, bă, a fost ok predica. A fost bine cântare. Mai venim și mâine seară. Tu de ce plângi? Și au zis, frate Cristi, pentru că am acasă o soție și copii extraordinare. Însă mi-am adus familia în faliment din cauza prostiilor pe care le-am făcut. Plâng pentru că vreau în seara asta Dumnezeu să mă ierte. M-am dus spre casă, m-am rugat pentru el acolo. M-am dus spre casă și m-am gândit, mă, dacă o fi fost singur iertat din toată sala aia. Iubiții mei, scriam azi un articol și meditam așa înaintea Domnului în Biblie. Știți ce am observat? Că omul mândru, omul barjocoritor, omul care nu vrea să se pocăiască, toată ziua are treabă cu altul. Uitați-vă la fariseul cu vameșul. Uitați-vă la fratele fiului risipitor. Bucuros că a venit fratele sau acasă, așa e? Uitați-vă la Iuda. Mirul ăsta se putea vinde cu 300 de lei. Și oamenii ăștia au o imagine bună în societate. Eu n-am fost la porți ca frate meu. Bine, am și eu prietenii mei. Nu știe tata de ei. Dacă era mirul meu, eu nu-l făceam praf pe jos. Eu îl vindeam pentru săraci. Bine, luam eu banii, dar asta nu știe nimeni. Mai ai lacrimi în ochi? Sau când ai plâns ultima dată? Știți că românii plâng mult la meci și la telenovele.
Deci o plâns o grămadă că a pierdut Franța. Pentru asta o plâns. Eu nu m-am uitat la meci, vă spun sincer că Dumnezeu m-a eliberat de Duhul ăsta de câțiva ani. Și pentru asta a spus slăvit să fie Domnul. Da, interesant. Spunea cineva, și am și pus pe Facebook, aceiași oameni care strigă ca indienii la atac sâmbătă la meci, duminica în biserici nu le-au auzit ura. Dar nu-i cazul la voi, slăvit să fie Domnul. Numai la noi. Da? Te întreb astăzi, când ai plâns ultima dată pentru păcatul tău? Am văzut oameni care stau în fața blocului, camere video, știți, 24-24. Știe că l-au divorțat, aia au făcut avort, ăla are 3 câini, 4 pisici, ăla a fost dată. Toate păcatele le știe, au tot blocul. Ale tale le știi? Eu zic, ești bine și mereniad. Iubiții mei, omul care își vede păcatul și slăbiciunea va plânge. Restul va râde de altul. Va trăi în distracție. Mă uit la Maria în ziua învierii. Acum vreau să vă întreb, dacă ați fi fost în locul Domnului Iisus, la cine v-ați fi arătat după înviere prima dată? Eu cred că la Pilat meream direct. N-o zi acum, cine o câștigat? Sau merea la preot, nu? Mă, ne merg, nu vii rușine, mă, așa un pic. Iisus nu a făcut din înviere ping-pong, iubiții mei. Nici voi să nu faceți. Iisus, când a înviat, a zis, la cine să mă arăt după înviere? Iubiții mei, gândiți-vă, eu poate merea la Petru să mă arăt, nu? Viitor apostol, viitor om al lui Dumnezeu. O zis, Doamne, mă duc la cine plânge mai mult să mă arăt. Acolo în grădină, ascultați-mă, Ioan 20, Petru și Ioan au văzut mormântul gol și au plecat acasă. O venit Maria, au văzut mormântul gol și au rămas. O zis, pe mine, nu mormânt gol, m-a mântuit, pe mine... Un Dumnezeu viu. Eu nu plec de aici până nu mă întâlnesc cu El. O stat acolo în iarbă, plecată jos și au auzit că vineau niște pași. Domnule, dacă le-ai luat, unde le-ai pus și mă voi duce? Să le iau. Și a fost strigată pe nume. Dar scrie acolo așa în Ioan 21. Dar vreau neapărat să citesc. Cu 11. Dar Maria ședea afară lângă mormânt. Pe telefon. Nu? Nu. Și plângea. Când ai plâns ultima dată în prezența Domnului? Iubiții mei, suntem atât de ocupați cu lucrurile materiale, dar ne mai facem timp să stăm în prezența Lui? Știți că numai omul zmerit poate plânge. Omul care nu mai are soluții. Am sunat pe o soră bolnavă de cancer de la noi din biserică marți seara. Ca și păstor, dai telefonul și care nu-ți convine. Că mi-e greu să dau astfel de telefoane, că eu sunt sănătos. Și sună și, nu știu cum să vă spun că sună, tu sănătos, încurajezi pe ăla bolnav. Ce să-l încurajezi? Până ai de recupă acolo în veci. Și am zis, mă sun, dar ce să-i spun? Și-a zis, frate Cristi, Clujul m-a refuzat, Deva m-a refuzat. Toți mă refuză. O zis, mai am o singură intrare la București. Și am pus o întrebare, și dacă vă refuză, și București, tu ce faceți? Și o zis, frate Cristi, dacă mă refuză, sunt gata să plec. Tu ești gata? N-am întâlnit un om care să râdă, bancuri cu pocăiți, bancuri cu polițiști, toată ziua râsete și să zică, sunt gata să plec. Nu. Știți că durerea, plânsul, smerenia ne transformă? Trei. Bogatul a ajuns în iad că toată viața s-a gândit numai la masa lui și nu a pus preț niciodată pe mesele altora. Să am eu, zice, frigiderul plin, să am eu ce mânca. Gândiți-vă că la el pe scări, la el în fața porții stătea Lazar. Acum nu cred că Lazar a zis, ia o ciorbă rădăuțeană cu focaccia. Nu. Biblia spune că Lazar își dorea altceva. Ce? Șeful zice, când strângeți masa, dacă îmi dați voie, zice că... Ieși afară, mă.
Știți că ea care nu-și dau nici fărămiturile dincolo nu o să aibă nici picuri de apă. V-ați gândit la lucrul ăsta? Și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Am o întrebare grea pentru voi în seara asta. Din nou, nu vă întreb ce religie aveți, că nu e important. Când a mâncat un Lazar ultima dată la masa voastră? Spunea o poezie: de acum din pâinea ta foamea să-și destrame, căci în cer, în veci de veci, nu-i va mai fi foame. De acum cât e bolnav, cât e ars ca vrejul, căci în cer, în veci de veci, nu mai ai prilejul. De acum cât e sărac, milă înduioșată, căci sărac nu va mai fi Domnul niciodată. Am fost pe la părinții mei acasă acum o lună și am o soră de 14 ani și încă o soră de 17 ani care sunt cu părinții acasă. Și spunea sora mea mai mică, Cristi, acum câteva zile la noi acasă au fost 35 de surori din biserică, din câteva biserici din județul Arad. Și zic, ce-au făcut 35? Și au zis, 10.000 de sarmale. Dar ce ați avut nuntă și nu m-ați chemat? Ce să faci cu 10.000? Și-au zis, Cristi, săraci, bolnavi, familii cu mulți copii, bătrâni, văduve și orfani. Dați-mi, vă rog, 35 de surori în fiecare oraș din România care să facă lucrul ăsta și vă garantez că în 12 luni schimbăm România. Multe dintre ele au crescut o casă de copii. Ar putea sta liniștit să facă și alții. Câte dată eu am făcut. Nu, au zis, hai să mai facem ceva pentru Domnul. Hai să mai punem ceva și pe masa altuia. Iubiții mei, după ce am fost mântuit, după ce am haina albă, după ce am lăsat distracția și râsul, că știu om care cheltuie pe distracție pe noapte, pentru diavolul, 800 de euro. Și nouă ne greu de nou multe ori 5 lei să punem în săculeț. Și ăla dă 800 de euro pe noapte. M-a spus un băiat la mărturisire, Cristi, 800 de mii de euro am băgat la cazinourile din Europa până m-am pocăit. Și acum pocăit, te uiți, am găsit leu, zice, slăvit să fie Domnul, că l-am găsit extraordinar. Cum stai cu masa altora? Ce înseamnă asta? După ce m-am mântuit, Domnul, trebuie să-mi găsesc locul slujirii. Să slujesc. Azi la proiectul împreună, dacă sunteți implicați în proiectul ăsta, am avut de citit bătălia cu amaleciții. Iosua în vale, Moise pe deal, Aron și Hor, resurse. Piatra pusă lângă, mâinile susținute. Dacă merea Moise în locul lui Iosua cu sabia, ce bătaie luau ăștia? La 80 și ceva de ani nu mai bădeie cu sabia cum trebuie. Dar fiecare să știu locul. Dacă îi spuneai la Iosua să stea cu mâinile sus și să se bată cu picioarele cu amaleciții, fugeau toți de rupeau pământul. Iubiții mei, am înțeles în seara asta și am înțeles astăzi citind textul acela că fiecare dintre noi, după ce Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a dat ceva de făcut. Și Moise îi spune, Iosua, tu cobori în vale, eu stau aici pe vârf, Aron și Hur, dați-i drumul. Acum, dacă Aron și Hur erau pe telefon... Știți că de multe ori îl condamnăm pe Iosua că pierde bătălii. Dar eu ca și Moise, sau tu ca și Aron sau Hur, sau eu ca și Aron și Hur, ne-am făcut partea. Ce frumos a fost finalul. S-au uitat soldații la Iosua și au zis, Iosua, ce fain. Și Iosua au zis, eu? Aron și Hur, noi? Moise. Și Moise au zis, Dumnezeu. Iubiții mei, suntem într-o luptă continuă. E lupta cu egoismul, e lupta cu firea mea pământească, e lupta cu eul meu, e lupta cu voia mea, cu gândurile mele. Știți cum pot să distrug lupta asta? Când îmi spune firea să fac ceva, să fac pe dos.
Că uitați-vă, toți strângem și toate le lăsăm aici. Și în ziua morții ne sună din spitale oameni, eu am pățit. Domnul pastor, acum ce să fac pentru Domnul? Acum nu mai prea ce să mai faci. Când te sunam, îmi blocai telefonul. Când te întrebam marța, rugăciune, unde ai fost? Dar e treaba ta, pastore! Vezi-ți de familia ta! Am pățit. N-ai vrea astăzi să te uiți la mesele altora? Să vezi ce zuda Domnul să faci. Tabita nu era cu corul, nu știa să facă terțe la cor, dar avea acasă un ac și o ață. Unii au numac când îți trag o înțepătură, numai cu acul după ei, ca și pe Nina. Să știți că n-am găsit în Biblie ca Dumnezeu să premieze pe ea cu ace. Dar am găsit că Dumnezeu o premia pe ea care a avut și ac și ață. Avem în biserica noastră o soră, la cor nu știe, în comitet n-are voie, la anvon n-are voie. Aron și Hur nu au stat îmbufnați. Dacă nu ne-ai trimis la luptă, noi altceva nu facem. Dacă n-am prins loc, n-am fost... Gata. No. Sora asta are o probleme cu ochii. Îi curg ochii aproape în continuu. O mers, cred că la 20 de doctori, dacă nu și mai bine. Și ce face? Are acasă din ăla de tricotat. Manual. Când anunțăm că facem binecuvântări în biserică, imediat ne sună pe noi păstorii. E fată sau băiat? Eu, pentru că știu că e cu acele și cu ața în mână, îi spun ce e. Și în ziua binecuvântării vine cu o plasă. Și merge la părinți cu un costum de lână făcut de sus până jos. Și spune, în numele Domnului, asta știu să fac. Am mai avut o soră la mine la biserică, avea piciorul drept tăiat. De 6 ani. Înainte să facă botezul, înainte să pocăiască, eu tăia doctorii piciorul. O boală cu probleme. Mai grave. Dar aveam băgat în afa botezului. Cu tot cu căruța am băgat. A fost greu. Anul trecut, în februarie, a murit la noi la biserică o mamă de la 9 prunci, 43 de ani. Au rămas 7 necăsătoriți și 2 căsătoriți. Au rămas tata cu 7 acasă, ca să spun direct. Am făcut colect, am mai dat telefoane, frații s-au interesat. Hai să facem ceva pentru familia asta, că n-aștept să facă nu știu cine dacă nu facem noi mai întâi. Că din biserica noastră. După vreo 4 săptămâni, 5 săptămâni, mă așteaptă sora cu piciorul tăiat în căruț, în fața bisericii. Frate Cristi, era cu un plic în mână, bucuroasă. Frate Cristi, când ați făcut colecta, n-am avut ce să dau. Acum am primit 3.000 de lei de la cineva. Eu aflasem ca slujitor că au primit plicul ăla. Și m-am bucurat, vă spun sincer. Păi, cum să nu te bucuri când o femeie pe căruț cu piciorul tăiat primește 30 de milioane? Cum să nu te bucuri? M-am bucurat. Dar nu m-am așteptat să facă ce-a făcut. Frate Cristi zice, vreau să dau și eu o parte Domnului din banii ăștia. Zic, soră, stai liniștită că au fost și ei să dea și să mai facă. Ești cu piciorul tăiat, ești cu medicamente, ești cu ce ai acolo. Frate Cristi, nu m-a oprit binefacerea. M-a dat plicul, o să-l dai la fratele la finalul bisericii. Să nu știe că i-am dat eu. M-am dus în birou și am vrut să închid plicul. Să îl îndoi, să-l bag în sacoc, că nu mai aveam timp să umblu pe biserică și nu era frumos să mă duc cu plicul pe biserică înainte de începerea programului. Când să-l îndoi, n-am putut să-l îndoi. În mod normal, partea Domnului din 3.000 de lei, e 300 de lei. Ăla e minimul. Eu am crezut că e 300, 300 e în doi ușor. Când m-am uitat în plic că era deschis, în plic erau 3.000 de lei. Am fost plecat în Germania săptămâna trecută. Sora asta a închis ochii și a plecat în veșnicie. Vreau să vă spun că Deva e mai săracă. Nu ne-a murit niciun patron. Ne-a murit o femeie, eu am Mercedes în 2016, ea are căruț din anii 90. Și era înaintea mea de multe ori la biserică. O deschis-o doctorii, i-o făcut ceva pe acolo, o închis-o și iar s-o grava ceva. Și o zis, ce mai putem descrie altă, dar numai pe semnătură, zice. Că corpul ți-e slab, ai mai trecut până operații, probleme, și o zis, nu mă mai descrie, zice, că eu-s gata, zice, să plec. M-am dus marți la biserică,
Și nu m-am plâns la ultima rugăciune. Că până la ultima am fost în birou la consiliere, la ultima m-am dus și am văzut că locul ei e gol. Nu m-am plâns. N-ați vrea să vedeți prin ochii lui Dumnezeu măcar o secundă cum vede Dumnezeu lucrurile? Niciodată ce e apreciat în ochii lumii, Dumnezeu nu apreciază. Și întotdeauna ce e așa dat la o parte, ăla zice, ăla să-l ierte Domnul, Doamne, s-ar putea ca ăla să-l ierte Dumnezeu pe tine, nu? Bogatul a ajuns în iad, că frigiderul lui a fost plin și al lui alții a fost scos în priză. Eu am întâlnit în Oltenia soră la care cineva i-a trimis frigider, avea 3 copii înfiați, orfani. Eu am știut că s-o trimis frigiderul ăsta și m-am dus să verific cazul. Și frații m-au zis, Cristi, l-am trimis, am umplut frigiderul, când merul să-l găsești, cum o să... sper că să-l găsești plin. Am plecat după 3 săptămâni, era gol scos din priză. Și am zis, soră, cum vă bateți joc de munca oamenilor? Că v-a trimis 1000 de lei sau cât a fost să cumpere frigider, vi l-a umplut? Frate Cristi, eu las sânge în priză, dar n-am ce pune în el. Cu vremea săracul a murit. Și acum ascultați ce îmi place aici în textul ăsta. Cel mai mult. La îngeri nu le-o fost rușine să vină după sărac. Acum eu vă întreb. Pe un om cu bube, un om care a trăit între câini. Și noi avem câinii noștri, care ne mai mușcă. Dar mai bine aici cu câini și dincolo cu îngeri, știți? Mai bine. Nu? Ați venit lângă un om care... Haideți la morgă să-l căutați, zice că nu știm acum, a murit pe sub poduri, cu cartonul lângă el. Ai mers la o mormântare? Păi nu merem la ei noștri, merem la mormântarea lui săracul. Am întrebat pe păstorul meu, frate Cornel, au fost mulți la sora Floare, la femeia cu piciorul tăiat. Nu au fost mulți. Vă cine se meargă? Dar au venit îngerii. Frați și surori, pot să predic în toată lumea asta, pot să fac ce vrei, pot să fac ce vrei. Eu vreau să te întreb, dacă nu vin îngerii, ce ai câștigat? A murit și bogatul și l-a îngropat. N-am predicat 10 ani din textul ăsta, că n-am știut cine a venit după bogat. Că nu scrie. Și într-o zi, o voce înăuntru. Dacă nu vin îngerii, numai demonii pot să vină. Predică. E adevărată sau nu? Sau știți pe altcineva? Eu numai 2 stăpâni știu. Iubiții mei, cui ai slujit în timpul vieții, ăla vine să te aștepte. Ascultă-mă ce spun. În fiecare, în spatele fiecărui păcat de care nu te poți lăsa, dacă mori cu păcatul ăla, este un duh în spatele lui. Duhul ăla te va aștepta la mormânt. Însă dacă ai plecat iertat de păcat și eliberat și în păcat cu Dumnezeu, trimite Dumnezeu garda cerească după tine. Merită chinul, merită lacrimile, merită bajocura oamenilor. Păi când vin îngerii, ești ca și mama care a născut. O uita că 9 luni o fost rău. Că a fost grea operația, că a născut cu greu. Nu? Așa e atunci. Acum, știți cum e? Am observat că românii fac în mormântări din aștia fastoase. Deci știu să facă mormântări faine. Dar nu știu să moară. Deci românii se pregătesc pentru mormântare, dar nu se pregătesc pentru moarte. Am întâlnit bătrâni. Cu 10 ani înainte avea locul cumpărat în cimitir. Banii puși deoparte. Dar locul în cer ne-a rezolvat. Te-a rezolvat locul în cer? Vreau să te întreb când o să moare, cine o să vină să te ia? În județul Arad am un prieten și într-o zi l-a întâlnit pe un om din sat. Și omul ăla era și cu Biblia. Dar în portbagaj avea mere. Și au zis, ce faci cu merele astea? Au zis, țuică, ce să fac? Și prietenul meu a zis, mă omule, tu și cu Biblia și cu țuica.
Duminica vrei să trezești pe oameni și sâmbătă vrei să-i înveți. Nu mere, mă. Și auzi ce a spus prietenul meu. Dacă mori, cum te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu când știi că ai lucrat și pentru diavolul și pentru Domnul? Și omul a dat de mână. Asta moartea în pace, zice. După 7 zile omul ăsta a murit. Nu vă spun eu, vă spun ce m-a spus prietenul care e din satul ăla. Au venit ăștia de la pompe funebre să-l schimbe și au zis, de-abia l-am schimbat. A murit cu mâinile încleștate ca și cum s-ar fi apărat de cineva în ziua morții. O muri cu fața crispată, o muri speriat. Așa mor sfinții, așa e? Păi dacă vin îngerii, trebuie să faci box cu ei? Cu demonii trebuie să faci, că știi unde te duc. Și ai vrea să faci orice, ca să poți să nu te ia. Numai că nu mai ai control asupra lumii viitoare, noi nu avem control prea mare. Acolo nu mai mere cu... Merea bunica mea, când eram mic, mă ducea la medic, am văzut că punea făină și ouă. Dintr-o dată noi săream peste coadă. Ne băgam fatul. Eu n-am știut, când am crescut. No, acolo să zici că nu merge așa. Nu merge. Nici cu 100 de euro nu merge. Băgat așa în pașaport, știți? La nădlac. Nu, nu merge. Acolo nu merge numai cu Domnul. În aceeași vreme, în aceeași sat unde a murit omul ăsta, un tata nouă copii care a rămas văduva ani de zile și-a crescut copiii cu greu singuri, într-o sâmbătă spune la fata lui, dragă, eu plec. Tași, tate, nu vorbi prostii, cum să pleci? Că nici n-ai vârstă înaintată, nici nu ești bolnav, draga mea, eu plec astăzi. O zis, mi s-o deschis așa ca un ecran, am văzut în lumea de dincolo. Să știți că atunci când cele 6 simțuri se închid rând pe rând, se deschid simțurile cerești. Uitați-vă pe Ștefan în ziua morții, avem dovezi biblice, nu vorbim de la noi. Și o zis, văd cap într-un ecran, un cor de îngeri vine spre mine și îmi fac semn să plec și spun, am venit să te luăm. O mai trăi câteva ore, închis ochii, plin de bucurie. Și-o pleca. Ați văzut vreo diferență între cele două? Îmi spunea un frate recent, despre tata lui care a fost un om al Dumnezeu. A făcut închisoare cu Vorbrand, cu Dors, cu Moldovean. O suferit mult. Și din cauza fraților mincinoși. O suferit mult. Și o zis, Cristi, tata nu i-a spus nimica. Dar în săptămâna când a murit, acum când a făcut COVID-ul, în 2020, nu a fost bolnav de COVID. Da, atunci s-a întâmplat. O sunat cei mai buni prieteni care avea, oamenii ai postului și a rugăciunii. Și m-au spus așa, i-a sunat joia. Astăzi a venit Îngerul Domnului și m-a spus așa, în 2 zile vin din nou și plecăm. Și au zis, v-am sunat pe voi doi, nu spun soției și nu spun fruntilor să nu se necăjească. Vă spun vouă ca să aveți martori, că v-am spus să fiți martorii mei pentru ziua de sâmbătă. Îmi spunea băiatul lui, frate Cristi, îi puneau în închisoare scândură pe picioare și dădeau cu ciocan de 8 kg în scândură, i-o zdrobit mușchi. Și tu nu poți suporta o înjurătură la școală, așa e? Tu nu poți să superți că cineva te-a bârfit. Sâmbătă, o închis ochii și o plecat. O zis fratele ăsta, frate Cristi, am ajuns la mormântare și nu știam, eram disperat. Cum a plecat tata dintr-o dată? Și au venit cei doi prieteni, m-au bătut pe umăr. Și au zis, nu plânge, că noi știm unde a plecat tata tău. Iubiții mei, mi-aș dori și pentru voi și pentru mine, când închidem ochii, să vină îngeri. Aveam ce face acasă în seara asta. Soția e cu 5 acasă, din care 2 pe medicamente, unul cu 7 și altul cu 6 medicamente. Și eu sunt cu 2 după mine, ca să împărțim treburile. Aveam ce face în seara asta. Îți pleca de miercuri și ajung acasă duminică, stau jumătate de oră la masă cu soția și iar plec. Știți de ce? Că și ea și eu îmi doresc să vină îngeri. Tu-ți dorești. Patru și cinci mă duc repede. O vrut să culeagă ce n-o semănat. Părinte Avrame, fieți
Dar ai pus cumva mile că dacă pui roșii, ai roșii. Și Avram vine și spune, adu-ți aminte că n-ai semănat milă. Erai un egoist de cu pedigree, cu carnet, cu ștampil. Erai un egoist din ăla, nu cumva, mă, să-ți o vorbă, mă. Un sandwich, o delma, o portocală. Că miroase a clementine din ianuarie, miroase a clementine în decembrie, în spitale, și din ianuarie până în noiembrie aspirt. Avrame, milă. Interesant că oamenii în timpul vieții cer dreptate și când mor cer milă. Eu vreau să fac invers. Acum să cer milă. Și după aceea nu mai am nevoie de dreptate, că știu că judecătorul cel... Ce ai semănat până astăzi? Am văzut trei principii la semănat. Unu, culegi ce sameni, doi, culegi după ce sameni și trei, culegi mai mult decât sameni. Și în ultimul rând, au ajuns în iad omul ăsta că nu a crezut că iadul există. Dar cum dovedești biblica asta, frate Cristi? Am cinci frați și să le adeverească. Avrame, am cinci ca și mine acasă. Nu cred în Rai și nu cred în iad. Păi dacă nu crezi că există America, nu o să îți dorești să ajungi acolo niciodată. Dau un exemplu așa. Nu crezi că Ungaria există, nu o să mergi peste vama în viață. Nu te pregătești pentru o călătorie în care nu crezi în destinația ei. Vreau să vă pun o întrebare. Nu vi se pare interesant că o cerut pocăință pentru frații lui care trăiau și pentru el o cerut apă? De ce nu a zis Avrame, pocăință și pentru mine? De ce? Pentru că orice om care moare iese din materie, spațiu și timp. Pocăința e valabilă doar aici. Pentru aia demonii nu se pot pocăi niciodată. A venit Iisus în spațiu, materie și timp, a murit pentru noi, a plecat. Cât timp trăiești, cât timp ești încadrat în aceste dimensiuni, te poți pocăi. Avrame, știu că pocăință nu mai pot să am, dar măcar apă. Și frații mei, pocăință. Știți ce își doresc oamenii în iad? Pocăință. Știți ce își doresc în biserică? Ora 8. Nu e interesant lucrul ăsta. Iubiții mei, vă garantez cu Biblia în mână că dacă omul ăsta ar mai putea trăi încă o dată, ar da orice să mai asculte o predică, o cântare. Dar Biblia mea spune că omului este rânduit să moară o singură dată, după aceea vine. Știți ce a zis Avram? Du-te, aprinde lumânări. Nu. Spune la frații tăi să meargă la Atos, să înconjoare muntele de 40 de ori, să dea 1000 de euro la fiecare preot. Nu. O zis Avram așa. Au Biblia. Ai Biblia. Am spus miercuri într-o biserică, nu mai striga, Dumnezeu nu mi-a vorbit cât timp Biblia ți-a închisă. Nu mai striga. La noi în județul Hunedoara a murit un frate acum un an de zile, februarie era anul trecut. În ziua mormântării lui s-a aflat că până la 45 de ani a citit Biblia doar de 2 ore. Era ocupat ca și noi. La 45 de ani ajunge în spital, Doamne, dacă mă scos de aici, altcumva voi trata pocăința. De la 45 la 72, o citit Biblia de 157 de ori. Sunt două mișcări. Mișcarea de revoluție, într-un an în jurul soarelui, a pământului, și mișcarea de rotație în jurul axei sale, în 24 de ore. Vă întreb, pentru asta s-a mișcat pământul mai încet? Nu. Tot în 24 de ore, ca și la mine și ca și la tine. Cum de unii au timp 157 de ori, de la 45 de ani la 72, și altul nu citește o dată într-o viață? Iubiții mei, dacă eu vorbesc cu soția o dată pe săptămână, nu o să treacă multe luni până ne vom despărți.
Cel mai important lucru într-o relație nu-s banii, ci comunicarea. Când doi oameni vorbesc scurt, deși s-au căsătorit la primărie și în biserică, înseamnă că ascund ceva, înseamnă că se plictisesc unul de altul sau, mai grav, înseamnă că nu se mai iubesc. Cel mai important lucru între tine și Dumnezeu e comunicarea. Prin rugăciune tu vorbești cu El, prin cuvânt El vorbește cu tine. Din nou, nu vă întreb ce religie aveți, vă întreb doar atât. Ce ți-a vorbit Dumnezeu astăzi? Ce ți-a spus Dumnezeu astăzi prin cuvânt? Iubiții mei, Avram nu a zis, au telefoane, au YouTube, au transmisie live, au Biblia pe proiector, nu. Au cuvântul pe care poți să-l pună în inima lor. Și cuvântul ăsta îți poate schimba viața. Te rog frumos, dacă n-ai o Biblie acasă, nu pleca. Vorbește cu frații slujitori de aici să-ți dea o Biblie. Și viața ta se va schimba. Vreau să închei. Dar vreau să facem o rugăciune acum la sfârșit. Iubiții mei, v-am spus 5 greșeli pe care le-a făcut bogatul, știți din ce cauză? Ca să nu le facem și noi. Vreau în seara asta să ne dorim ce își doresc oamenii din iad, pocăință. Interesant că nu a zis, frații mei de acasă sunt milionari, sunt cu bani, au relații, Avrame, așa e că intră în cer pe asta. Nu. Știți că toți oamenii din iad sunt conștienți că nimeni nu intră în cer fără pocăință. Spune-le, Avrame, trimite. Apropo, de ce nu a zis, trimite pe un coleg de-al meu de aici din iad, de la Cazane? De ce o zis trimite pe Lazar? Știți de ce? Că Lazar avea credibilitate. Așa cum a fost de sărac, cu bube, bolnav, avea integritate, avea un cuvânt. Da-o vostru? Da. Și nu, nu. Predica mea se apropie de final. Noi vom pleca. Am o veste bună. Dumnezeu rămâne. Aș dori, iubiții mei, din toată inima, toți care am fost aici, care ne-s urmărit online, să ne vedem în ziua aceea. Nu ține însă numai de mine, țineți de faptul acesta, să ne facem fiecare parte. Și într-o zi, la ultima stație, pe peronul veșniciei, când se vor citi numele de marele profesor al Universului, de marele creator, să-ți auzi numele strigat. Când vei închide ochii să vezi îngerii care vin să te ia. Acum, ce o să predice la mormântare, câte fanfare vor fi, vă asigur că pentru mor nu mai contează. Că pe unii așa i-am lăudat. De s-o sperea și demonii care au venit să ia. Am fost la mormântare și cu asta închei, la care m-au zis păstorii, Cristi, am pus capacul pe el, lasă-l acolo, zice. Predică ce vrei, dar nu te-a legat de el, că a fost omul problemă al bisericii. Au venit îngerii, așa e? Și am fost la mormântare în care mi s-a spus așa, ai toată libertatea. Fata asta, 7 transplanturi de ficat, o trecut pe lângă ea. La ultim o zis către o mamă cu un prunc pe hol, intră tu, că ești părinte. Ce o să scrie pe crucea voastră? Cea mai mare minciună, o găsiți în cimitire, să știți. O fost robul Domnului. El a fost robul lui Bergambier. El a fost robul telefonului. O fost robul pornografiei. O forobul Marlboro, al curviei. Iubiții mei, sunt la voi în seara asta, că aș vrea pe crucea mea să nu scriu o minciună. Aș vrea să scriu un adevăr. A fi robul cuiva înseamnă că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Înseamnă că nu mă mai duc unde vreau eu, pentru că eu sunt robul cuiva, sunt robul Domnului. Și Domnul știe că e biserica aici și că trebuie să fie o cinstă asta. Tu ești unde vrea stăpânul. Cea mai frumoasă libertate e robia lui Hristos. Trăiți o viață în așa fel încât pe crucea voastră să scrie un adevăr. O întrebat un prunc pe taică-s-o tati, era în cimitir că taică-s-o curăța mormântul la mama. Și prunc cu clasa întâia a fost rău. Citea fiecare cruce, că să plictisea copilul, ce să facă? Tati, a toți de aici au fost pocăiți? Acum, na, dacă așa scrie. Și auziți copilul de clasa întâia. Tati, dar mincinoși, în care cimitirul sunt îngropat?
Ăia care au dat kilometri în spate și apoi au pus mașina pe OLX. Ăia în care ce? Am zis eu acum de la mine. Tati, mai este și alt cimitir? Că aici dacă au fost toți robii Domnului. Și tata au zis, mă, nu au fost chiar toți, da, da. Dacă dai ceva la ăla care îți face crucea, scrie ce vrei pe el. Iubiții mei, eu vreau să scriu un adevăr. Amin. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm. Să luăm decizii noi, să ne dea Domnul hainele de care avem nevoie cu adevărat. Lacrimile pocăinței, gândul și la mesele altora. Semănătura aceea care să aducă un rod bogat. Și să nu uităm că în rai nu se ajunge din greșeală. Dacă crezi că raiul există, se vede pe viața ta. Amin. Ne rugăm și la final mulțumim.